Zilele trecute a avut loc a doua etapă din campionatul național de rugby, competiție destinată echipelor sub 18 ani. Această rundă a adus față în față echipa Clubului Sportiv Școlar numărul 2 și cea a Clubului Sportiv Municipal Baia Mare. Partida disputată pe stadionul Phoenix a fost dominată de rugbiștii de la CSS2, care s-au impus cu 29-9 după ce la pauză conduceau cu 10-3. Pentru echipa antrenată de Răzvan Popovici și Mircea Taloș, Darian Onț a marcat două eseuri, Marius Ferrariu și-a trecut în cont un eseu, iar Ionuț Harasim a adus 14 puncte pentru echipa sa, după un eseu, 3 transformări și o lovitură de pedeapsă. De cealaltă parte, cele 9 puncte ale echipei CSM au fost marcate de Răzvan Manolache, care a transformat 3 lovituri de pedeapsă. Clubul Sportiv Școlar numărul 2 obține astfel al doilea succes cu punct bonus și se menține pe prima poziție a clasamentului cu un total de 10 puncte. CSM Baia Mare rămâne cu 4 puncte după victoria obținută în prima etapă. În runda următoare, programată în data de 21 octombrie, CSM Baia Mare va întâlni pe teren propriu formația Olimpia București, iar CSS2 se va deplasa la Bârlad, unde va întâlni campioana din sezonul precedent.